găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. Șeful DNA Brașov, Marius Sulu, va fi eliberat din funcție. Consiliul Superior al Magistraturii a admis cererea formulată de șeful Procurorilor Brașoveni Anticorupție de încetare a activității la DNA. Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Chioveși, nu a luat deocamdată nicio decizie cu privire la persoana care îl va înlocui în funcție pe Marius Sulu. Marius Sulu va mai conduce Direcția Națională Anticorupție din Brașov până pe 14 aprilie. El va fi eliberat din funcția de șef al Procurorilor Brașoveni Anticorupție la cerere și își va continua activitatea la parchetul de pe lângă tribunal, unitate unde a activat până să fie numit șef la DNA Brașov. Potrivit procedurilor în vigoare, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Chioveși, va propune Procurorului General al României, Tiberiu Nițu, persoana care îl va înlocui în funcție pe Marius Sulu. Nițu va lua decizia finală. Serviciul de ridicări mașini parcate ilegal are foarte mult de lucru. În primul trimestru al anului au fost ridicate 160 de autoturisme, în timp ce pe întreg anul 2013 au fost săltate 380. Această activitate a fost susținută în colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție Brașov, care a și emis amenzi în valoare de 12.600 de lei pentru cei care au parcat neregulamentar sau pe locurile altora. Nu parcați pe locul altora sau în locuri nepermise. Riscați să rămâneți fără mașină pentru că serviciul de ridicări de la Arad lucrează de zori împreună cu polițiștii de la IPJ. 160 de autoturisme au fost săltate din parcările rezidențiale sau de pe locurile unde oprirea este nepermisă de legislația rutieră locală. Asta s-a întâmplat în primele 3 luni ale anului, când au și fost emise 69 de procese verbale și amenzi de 12.600 de lei. Pe întreg anul 2013 au fost întocmite peste 140 de procese verbale, iar sancțiunile în bani au fost de 11.200 de lei. Mulți dintre contravenienți au fost pârâți chiar de proprietarii locurilor de parcare. În unele zone, serviciul de circulație a hotărât să ridice indicatoarele de parcare interzisă, mai ales pe străzile unde spațiul permite oprirea mașinilor. Un exemplu este strada Toamnei, unde sunt 6 benzi. Vor fi premiați de NASA, vorbim de 9 elevi de la Colegiul Național Andrei Șaguna, care au participat la un concurs internațional, unde au fost provocați să proiecteze o stație spațială pentru o colonie de 300.000 de oameni și să detalieze modul de funcționare al acesteia. S-au întors acasă cu premii importante pentru Brașov și se gândesc să participe din nou la competiție anul viitor. Participarea la concursul NASA este o premieră pentru Brașov. 8 elevi din clasa 11-a de la Colegiul Național Andrei Șaguna Brașov au câștigat premiul întâi la competiția NASA cu proiectul Renașterea 2. Un alt șagunist, elev în clasa a 6-a, s-a clasat pe locul al doilea cu Zmeul lui Dumnezeu. Printre profesorii coordonatori se numără și Carmen Tănăsescu. Este un proiect care propune lumii realizarea unei comunități interstelare, de așa natură încât pământenii să se regăsească acolo dacă vor avea nevoie în viitor. Nu este o poezie, este efectiv o construcție, iar proiectul făcut de elevii de clasa 11-a este de proiectare în AutoCAD, de analiza unor situații speciale. Este un proiect amplu, efectiv un proiect de cercetare pe care acești elevi l-au făcut în decursul a 3 luni. Ne pregătim și pentru anul viitor. Echipa din clasa 11 a proiectat o stație spațială pentru o colonie de 300.000 de oameni și a detaliat modul de funcționare al acesteia, tehnologia folosită și mai mult decât atât a descris structura societății din cadrul stației. Lucrarea conține detalii din foarte multe domenii științifice și pornind de la pur și simplu de la materiale de construcție și ecuații fizice până la economie, forma de organizare socială și chiar și formele de divertisment. Am făcut o stație spațială, de fapt am proiectat acest proiect, este alcătuit din 142 de pagini, o muncă enormă și în proiectarea noastră am ținut cont de inginerie, de fiecare domeniu al vieții, de la sănătate, protecție împotriva problemelor interne care pot surveni sau chiar și numai a radiațiilor, ceea ce înseamnă probleme exterioare. Elevul din clasa a 6-a, Răzvan Boie, a realizat o comunitate unde trăiește populația salvată de pe pământ după apocalipsă.
Am realizat o comunitate umană care să recolonizeze o altă planetă după un dezastru de pe Terra. Am împărțit, există pe oul împărțit în mai multe nivele. Există patru tipuri de nivele. Primul întresc oamenii, școli, spitale, parcuri. Al doilea se produce oxigenul prin păduri și mâncarea de la animale, o parte din ea. Cei 9 elevi sunt invitați să participe la conferința internațională pentru dezvoltarea aerospațială care va avea loc între 14 și 18 mai în Los Angeles. Aici le vor fi înmânate premiile și diplomele și vor participa la o dezbatere de susținere a proiectului, care poate să aducă o premiere suplimentară. Echipa câștigătoare are nevoie de fonduri pentru achitarea taxelor de transport și cazare și face un apel către comunitate. Președintele Traian Băsescu i-a felicitat personal pe câștigătorii unui concurs de informatică desfășurat la Brașov. 10 echipe de tineri IT-ști au participat la un maraton de programare de 24 de ore, organizat de o companie brașoveană, unul dintre cei mai importanți producători de smartphone-uri și tablete din România. Una dintre echipe a abandonat în cursul nopții. Președintele Traian Băsescu a primit cadou de la compania brașoveană o tabletă. După ce a aflat de echipa care nu a reușit să termine maratonul, a donat-o acesteia, spunând că are nevoie de un imbold pentru că și el, până a avut succes, a trecut prin multe eșecuri. Un astfel de eveniment întâmplat la Brașov, aflând că este și la prima ediție, eu fiind la ultima ediție, nu putea să mă lase în afara interesului de a participa. Traian Băsescu consideră că România este un mare furnizor de inteligență. Drept urmare, toate marile companii internaționale de IT și-au deschis reprezentanță la noi. Avem un sistem fiscal pentru companiile IT favorabil și avem cel mai important lucru, inteligență. Inteligență și plăcerea tinerilor români de a se afla în fața unui calculator. Sigur, cred că pe 90% dintre români, dacă le pui în față o sapă și un calculator, vor prefera să se așeze în fața calculatorului. Ceea ce înseamnă că nativ ne îndreptăm către o muncă intelectuală, către valorificarea inteligenței și mai puțin către dat cu sapă. În cadrul maratonului de la Brașov, grupele de studenți au dezvoltat timp de 24 de ore câte o aplicație cu utilitate socială pentru device-uri ce folosesc sistemul Android. Toate lucrările participante au fost donate Comisiei Europene care va promova proiectele. Au început 10 echipe ieri, una a clăcat, au mai rămas 9 și sunt sigur că acești tineri nu sunt nici la prima noapte în care au muncit și nici la ultima noapte în care muncesc, stând cu calculatorul în față, ca să ducă o idee la ceva util pentru societatea din care fac parte. Președintele Traian Băsescu a primit de la compania brașoveană o tabletă. După ce a aflat de echipa care nu a reușit să termine maratonul, a donat-o acesteia, spunând că are nevoie de un imbold. Ați renunțat la o tabletă pentru niște copii care au abandonat. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus doamna reprezentantă a Uniunii Europene. Până la succes trebuie să înveți din eșecuri. Și eu am avut multe eșecuri până la succes, deci mi-a plăcut să subliniez lucrul ăsta într-un fel. Pe primul loc s-a clasat o echipă din Brașov care a dezvoltat o aplicație care permite posesorilor unui Android ce are programul respectiv să intervină în cazul urgențelor raportate în apropierea lor înaintea sosirii echipajelor medicale. Președintele Traian Băsescu l-a lăudat personal pe primarul Brașovului, democrat-liberalul George Scripcaru, pentru ceea ce a făcut în Brașov. Șeful statului a avut o întrevedere amicală la primărie înaintea participării la maratonul de programare, organizat de o companie brașoveană producătoare de smartphone-uri și tablete. Întrebat dacă va alege Partidul Mișcarea Populară, girat de președinte, George Scripcaru a spus că nu se pune problema de așa ceva, mai ales că se află pe lista candidaților PDL pentru europarlamentare. Potrivit analiștilor, primarul este pe un loc neeligibil, dar numele său pe listă va face imagine bună partidului la scrutinul pentru Parlamentul European.
Primăria Brașov a fost unul dintre partenerii Universității Transilvania în organizarea maratonului de programare. Primarul George Scripcaru l-a invitat pe șeful statului la ceremonia de premiere a tinerilor informaticieni. Înainte de eveniment, Traian Băsescu a stat de vorbă la primărie câteva zeci de minute cu președintele PDL Brașov. Scripcaru a declarat că a fost vorba de o întâlnire amicală și că nu s-a pus problema racolării sare la Mișcarea Populară, înființată de apropiații lui Băsescu. Dacă președintele vine la Brașov, înainte de a merge la aula universității, e normal să... A fost un coleg. Să da. Povestim sau să mai să schimbăm o vorbă. Despre asta e vorba, ca să nu rămâneți cu impresia sau cineva să înțeleagă că președintele vine ca să discutăm nu știu ce politic sau pe o anumită agendă de discuție. George Scripcaru se află pe lista candidaților PDL pentru europarlamentare. Potrivit analiștilor, primarul este pe un loc neeligibil, dar numele său pe listă va face imagine bună partidului la scrutinul pentru Parlamentul European. Jandarmii au oferit un spectacol de zile mari brașovenilor. Fanfară, defilări, exerciții demonstrative, toate cu prilejul zilei jandarmeriei, instituție care a aniversat 164 de ani de existență. Mesajul acestor acțiuni a fost acela că jandarmeria este o instituție puternică și capabilă, care poate face față restabilirii ordinii publice în cazul unor incidente. Prin fața brașovenilor aflați în Piața Sfatului au defilat structurile jandarmeriei, printre care detașamentele cu atribuții în asigurarea ordinii publice în domeniul montan, precum și o subunitate care a desfășurat misiuni în teatrele de operațiuni Kosovo și Afganistan. Când plec cu fetița mea la școală, văd în parcare o mașină a jandarmeriei. Se mai duce la evenimente sportive și o las liniștită să se ducă, pentru că văd mașini ale jandarmeriei în zonă și știu că va fi în regulă. Din punct de vedere al cetățeanului, asta înseamnă siguranță, încredere. Am apreciat eforturile pe care le-au făcut de fiecare dată jandarmii și să nu uităm că la nivelul județului Brașov activitățile artistice predomină, iar jandarmeria este una din instituțiile care se implică pentru ordine și siguranță publică și se implică și pentru ca cetățeanul să poată ieși liniștit pe stradă. Echipaje ale jandarmeriei au simulat aplanarea unor scandaluri publice. Mesajul acestor acțiuni a fost că jandarmeria este o instituție puternică și capabilă ce poate face față restabilirii ordinii publice în cazul unor incidente. Fim foarte bine pregătiți, pentru noi înseamnă că nu putem să fim surprinși în orice fel de situație, oricât de complexă ar fi ea. De regulă, ceea ce ați văzut dumneavoastră aici la nivelul județului nostru se mai întâmplă în cazul tulburărilor de mică amploare, așa cum dumneavoastră ați văzut. Apelurile noastre prin sistemul unic de urgență 112 sunt zilnice. Deci noi zilnic ne confruntăm cu astfel de probleme. Puteți să faceți 45 de flotări, alergați în 6,8 secunde pe o distanță de 50 de metri și rezistați să fugiți un kilometru în 3,4 minute, atunci sunteți candidatul ideal pentru un post de polițist local. Primăria pune la bătaie 10 locuri de muncă în serviciul de asigurare a liniștii publice, dintre care 6 sunt pentru brașovenii care au studii medii. Prima probă, cea sportivă, este eliminatorie și a fost programată pentru 28 aprilie la ora 10 pe arena Liceului Sportiv. Urmează pe 30 aprilie examenul scris, apoi cine trece de aceste două hopuri are șansa să fie angajat în rândul polițiștilor locali, însă după ce trece și de un interviu. Primăria a scos la concurs 10 posturi de polițiști locali, din care și un consilier juridic și șef birou monitorizare dispecerat. Este a doua etapă de angajare după ce în martie mai fusese organizată o sesiune de examene pentru 7 locuri. Aceste posturi sunt foarte căutate, ținând cont de faptul că pentru 7 locuri s-au înscris 29 de candidați. Conform organigramei, Poliția Locală a Municipiului are 226 de posturi, din care doar 183 sunt ocupate. Printre documentele necesare pentru participarea la concursul de angajare se numără două tipuri de adeverințe medicale, testul psihologic pentru portarmă, diplomele de bacalaureat sau licență după caz, un CV în format european, dar și un cazier.
Discuții pe marginea legii privind regimul armelor și munițiilor la Brașov. Reprezentanții mai multor firme care se ocupă de diverse activități pe domeniul armelor și munițiilor s-au întâlnit în orașul nostru cu specialiști din conducerea Inspectoratului General de Poliție pentru a clarifica diverse aspecte care țin de legislație. La întâlnirea de la Brașov au participat reprezentanții a două asociații de colecționari de arme din țară, precum și reprezentanții a 12 firme care se ocupă cu diverse activități pe domeniul armelor și munițiilor, plecând de la cei care comercializează până la cei care dețin poligoane de tir sau care se ocupă de transport de arme și muniție. Sunt convins că la această întâlnire vom aborda probleme foarte diverse, pentru că sunt foarte multe probleme pe această zonă, inclusiv reprezentanții acestor firme vor dori să clarificăm diverse aspecte care țin de legislație sau de instituția pe care noi o reprezentăm aici. De asemenea, și poliția vrea să transmită anumite semnale în ceea ce privește scopul ei principal, acela de asigurare, de prezervare a ordinii publice. În România sunt câteva mii de persoane care colecționează arme, mare parte dintre acestea fiind deținute de vânători. O altă categorie importantă deținătoare de arme sunt cei care le folosesc pentru apărare și pază. În total, 140.000 de români dețin aproape 200.000 de arme. În opinia noastră, întâlnirea este una foarte importantă, pentru că, mai ales cu atât mai mult cu cât există în momentul de față intenția de amendare a legislației, a legii 295, cu o parte dintre acești reprezentanți ai firmelor ne-am mai întâlnit. Este bine că ne întâlnim într-un cadru mai larg, pentru că luăm contact cu problemele pe care ei le au și încercăm să clarificăm atât punctele noastre de vedere vis-a-vis de legislația actuală, cât și mai ales și punctele lor de vedere. În România există aproape 2 arme la 100 de locuitori, cifră care ne plasează printre ultimele locuri din Uniunea Europeană la deținerea de arme, dar care face ca țara noastră să aibă printre cele mai puține incidente cu arme. Media europeană este situată între 35 și 40 de arme la 100 de locuitori. Sunt talentați, ambițioși și fiecare în parte vrea să fie cel mai bun. Așa se pot descrie cel mai bine cei aproape 400 de copii care au participat în acest weekend la Campionatul Național de Arte Marțiale găzduit de orașul nostru. Ediția din acest an a avut și o latură caritabilă prin campania Am un prieten cu autism. Astfel, organizatorii au dorit să arate micuților sportivi că pot ajuta copiii priviți diferit de către societate. Federația Română de Kwangkido s-a alăturat cauzei Asociației Copiii de Cristal. Astfel, la cea de-a 20-a ediție a campionatului sportiv a fost organizată și o strângere de fonduri din vânzarea unor brățări inscripționate cu mesajul Am un prieten cu autism, cu scopul de a obține fondurile necesare amenajării unei camere senzoriale în cadrul centrului de zi al asociației. Anul acesta încercăm să ajutăm cât se poate pe copiii care suferă de anumite afecțiuni, copii cu dizabilități, ce fac parte din Asociația Copiii de Cristal. Sperăm, pentru că dincolo de ajutorul pe care îl oferim concret copiilor, e acel factor educativ pe care noi ne interesează. Cei mici ai noștri care au fericirea de a practica, de a fi sănătoși, trebuie să înțeleagă că sunt și alții, puțin diferit de ei, pe care soarta i-a înzestrat, să spunem, cu anumite probleme, să fie ajutați. Copii și tineri care beneficiază de serviciile terapeutice din cadrul Asociației Copiii de Cristal se bucură că familia lor de prieteni crește de la o zi la alta. A fost o zi în care i-au primit iubire, respect și admirație. Și în al doilea rând este această latură umanitară a evenimentului, prin care se colectează niște sume de bani pe care noi sperăm să le putem folosi pentru a dota acea cameră senzorială care ne lipsește și ne este foarte necesară la centru. Este o cameră unde se lucrează pe stimularea simțurilor copiilor cu autism atunci când acesta se declanșează și apare, simțurile sunt afectate. La ceremonia de deschidere a campionatului de arte marțiale a participat și primarul George Scripcaru. Orice competiție organizată aici la Brașov, de orice fel, cu atât mai mult sportiv, pentru noi înseamnă foarte mult, pentru că devenim un reper pentru organizatori, pentru federații, pe de o parte, dar pe de altă parte, eu mă bucur pentru copii de fiecare dată când se organizează o competiție sportivă, nu numai la Brașov, în toată țara. Cu atât mai mult cu cât eu cunosc despre ce este vorba, pentru că am deslușit tainele acestui sport cu mulți ani de zile în urmă.
Competiția a fost una foarte strânsă, însă la finalul zilei toți copiii au fost învingători, iar copiii de cristal au făcut un prim pas pentru amenajarea camerei senzoriale. Fondurile strânse în urma campaniei Am un prieten cu autism au fost de peste 1500 de euro. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. Sunt Onelia Pescaru, pe curând, toate cele bune!